Ana, după două concursuri mai puțin reușite în acest sezon, a venit această adevărată explozie la Budapesta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în Ungaria? Am plecat de acasă cu gândul la cele două competiții pe care le-am ratat cu brio. Nu mi s-a mai întâmplat, cred că, din perioada junioratului, să am două competiții consecutive la care să pierd în primul tur. Mai ales că la Budapest aveam o presiune suplimentară datorită faptului că anul trecut m-am clasat în primii 8. Știam cât de importante sunt punctele pentru mine. Așadar, acesta a fost primul obiectiv cu care am plecat de acasă. Să luăm pe rând. Două americance, una în 32, una în 8. Cum au fost cele două dueluri? Revederea cu prietenele, între ghilimele, de la Rio. Cu ele m-am mai întâlnit în proba pe echipe. Am avut destule asalturi chiar și în acest sezon cu ele. Ne cunoaștem foarte bine, cel puțin cu Kelly Hurley. Ne știm din vremea junioratului, tot ne duelăm. Ele au făcut și câteva schimbări, s-au mutat în Franța, se antrenează cu antrenorul Daniel Levavasseur și așteptam să mă surprindă cu ceva, dar nici chiar să-și ia revanșa pentru toate asalturile și mai ales pentru sferturile de finală de la Rio de Janeiro. Apoi au venit favoritele tale din Coreea de Sud, care te cam băteau pe unde te prindeau la competiții. Ce a fost diferit la Budapesta în semifinale și în finală față de precedentele întâlniri? Momentul în care m-am calificat în semifinale, aveam medalia de bronz asigurată, știam că mă voi întâlni cu Choi, prietena mea de o veșnicie. Cumva începeam să mă mulțumesc cu bronzul, știind că n-am trecut până în momentul acela. Conducea cu 4-0 la general, nici măcar în proba pe echipe nu învinsesem niciodată. Aveam eu așa, m-am tot lăudat că am o problemă cu coreencele. Ei bine, în acel moment, discutând în stânga și în dreapta, chiar vorbeam cu ceilalți sportivi și toți îmi spuneau, de undeva trebuie să încep să o bați, de ce n-ar fi chiar astăzi ziua aceea? Ei bine, crede-mă că nu m-am simțit de mult atât de determinată și de motivată. Planul tactic a mers fără cusur, am avut vârful la mine, cum se spune, am ghicit și distanța cea mai bună. Sper că odată gheața spartă, de acum încolo să nu mai am probleme, iar în finală cu Kang, poate că mi-era cel mai ușor de tras cu ea, pentru că este cea mai apropiată de stilul trăgătorilor clasici. Ea e mai din Europa, așa, chiar dacă e tot o reprezentantă a Asiei. Cumva finala, cred că a fost cel mai facil meci pentru mine, fără să fiu modestă deloc. Îți poartă Budapesta noroc? Ai 6 podiumuri acolo, iar în vară urmează mondialele, care știm cu toții că e o competiție extrem importantă în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Da, Budapesta a fost prima mea competiție la care am participat, internațional vorbind. Țin minte că aveam vreo 16 ani, 17 ani, în momentul în care m-am calificat pentru prima dată pe tabloul de 64 de seniori. N-am mai contat că în următoarea zi am tras cu numărul 1 la vremea aceea Inche Dublitzer și mi-a servit un 15-4 de nu știam cum să fug de pe planșă mai repede. Tot la Budapesta am reușit să câștig în 2006 și de atunci am intrat în primii 16 pentru prima dată și am fost acceptată de grupele preliminare. Am amintiri foarte frumoase în 2013 la campionatul mondial, chiar dacă nu am luat medalie în proba individuală, am luat medalie cu echipa, o echipă pe care noi doi o știm foarte bine, nu era chiar cea mai omogenă echipă, să spunem. Aștept cu nerăbdare mondialele de acolo. Urmează foarte aproape etapa de cupă mondială în China. Curgetele au plecat, tu de ce ai ales să stai acasă? Chiar am ales. De data asta pot să spun că mi-am câștigat imunitatea. Urăsc China, trebuie să spun acest lucru. N-am nimic cu oamenii de acolo, n-am nimic cu locul, doar că nu rezonez de nicio culoare. Și cumva m-a salvat acest rezultat bun de la Budapesta. Am primit acceptul antrenorilor de a rămâne acasă. Ai anticipat următoarea mea întrebare. Până la europenele de la Düsseldorf și mondialele de la Budapesta mai sunt două etape, în Cali și în Dubai. Ce îți propui? De acum toată lumea își propune să dea ce are mai bun, să acumuleze cât mai multe puncte, pentru că se va face un clasament separat, un clasament ajustat, cum îi spunem noi, și acolo chiar fiecare punct contează.
Începând de acum, nu visez decât biletele la Tokyo. Un podium la europene și sau la mondiale e realist? Mi-am dovedit anul trecut că se poate. Cu siguranță se poate și în acest an, dacă prind o zi chiar... Și cum a fost cea de la Budapesta, da, se poate, este realizabil.